Salut și bine venit să revin la canalul Solar Smart România. Eu sunt Dragoș și azi discutăm despre taxa pe soare. Înainte de a începe, însă te rog să dai subscribe la canal dacă n-ai făcut-o încă. Ai undeva acel buton de subscribe, iar lângă el un clopoțel mic pe care dacă vei bifa, vei fi notificat de cât ori postez un clip nou. Revenind la subiectul de astăzi, o să am o părere poate nu tocmai în acord cu toată lumea care am văzut că e foarte, foarte revoltată. O să discutăm în prima parte despre taxe și apoi despre taxa pe soare care se pregătește zilele astea. S-a votat în ordonanță de urgență, tot am văzut articole zilele astea pe net, am văzut oameni care foarte mulți înjură că nu știu ce și așa mai departe. Hai să o luăm în primul rând cu începutul, cu taxele. Taxele astea au existat pe diverse chestii de pe vremea romanilor, da? Și nu există stat în care să nu existe taxe pentru că au nevoie de banii ăia ca să îi cheltuie cu armata, cu poliția, cu jandarmii, cu toate chestiile astea. Așa. Din punctul meu de vedere, sunt de acord că trebuie să existe niște taxe în țara asta, ca în orice altă țară democratică și liberă. Deci, probabil o să vi se pare ciudat, dar eu sunt de acord cu taxele, da? A doua chestie pe care vreau să discut este că nu cred că pot să scap de taxe. Că dacă scap de taxe, ajungi undeva ca nenea Dragnea să-ți dea ăștia cazare gratuită și mâncărică caldă, dacă o fi caldă, nu știu, acolo pentru 4, 5, 10 ani de zile. Așa. Bun. Acum problema am văzut foarte mulți oameni care înjură că guvernul că ne ia nouă taxe, că noi am investit în panouri fotovoltaice, banii mei munciți de mine, ce să-mi ia taxe și așa mai departe, da? Așa. Problema e foarte, foarte greșită din punctul ăsta de vedere. Nu o să intru foarte mult în zona asta de taxe, de politică, de nebunii, așa. Problema este cum să cheltuiesc banii după taxe și nu faptul că există taxe, da? Pentru că dacă guvernul cu banii din taxe mi-ar construi autostrăzi, automat când aș merge prin țară și aș avea treaba, aș cheltui mai puțină benzină, când n-ar mai sta pe DN1 la Valea Prahovei, n-ar mai sta în trafic nu știu câte ore. Adică automat viața mea s-ar îmbunătăți numai acelor taxe. Dacă aș avea o problemă de medicală, aș avea condiții medicale în spital ca lumea, îmi salvează viața și așa mai departe. Din păcate, banii ăștia știm ce se întâmplă cu ei și probabil de aici începe cea mai mare revoltă. Dar dincolo de asta, v-am zis, eu sunt pe părere că trebuie să existe taxe, nu am nicio problemă cu taxele, așa. Și bineînțeles că ajungem la subiectul zilei de astăzi, taxa pe soare. Ok, sunt câteva articole pe care le-am văzut, erau mai multe, dar am luat așa câte 2-3. Că prosumatorii ar vrea să plătească taxe pentru energia electrică produsă, că este acciză, că e dividend, că e nu știu ce. Iarăși o ordonanță care a fost votată azi noapte, sau nu azi noapte, că sunt deja în 4 decembrie, da? Acum 4 zile, înainte de 1 decembrie, deci pe 31. Taxe și alte taxe. Unii spun că nu se aplică decât la cei care injectează în rețea peste 30 kW. Unii zic că e taxă pentru perturbările pe care le face un prosumator în rețea, deși prosumatorii mici nu prea văd ce perturbări să facă, dar una e așa, alții zic că sunt taxe pentru transportul curentului până în rețea, alții că sunt taxe pentru nu știu ce. Ideea e că probabil la un moment dat va exista o astfel de taxă, da, așa cum există taxă și pentru alte lucruri din lumea asta. Partea bună e că, vă aduceți aminte episodul meu cu de ce vreau să rămân off-grid? Câtă vreme sunt off-grid și nu mi-mi pune să declar, cum ați zis că acum e o lege care dezdeport clar fosele septice pe care le ai în curte, da, și așa mai departe. Câte vreme nu există o lege care să-mi impună, declar, momentan eu nu sunt eligibil de taxe date pentru că nu sunt legal la rețea. Da, și atunci, cumva, deocamdată, nu mă întreabă nimeni de chestia asta. Când mă vor întreba, probabil o să plătesc taxe la fel ca toată lumea și nu văd niciun fel de problemă cu treaba asta eu, da, eu personal. Așa, știu că alții dintre voi sunteți foarte revoltați, banii mei munciți de mine și așa mai departe. Problema mea este ce fac cu banii din taxe și nu, că dacă ar lua banii din taxe la prosumator și ar face hidrocentrale, ar face nu știu ce cu ele, ar mai fi o treabă, da? Dar nu fac nimic, cu ei știm noi, mă să duc și aici e probabil furia oamenilor de banii munciți de ei. Așa, apropo de banii munciți de voi și de taxe, voi când munciți, statul vă ia 43% taxe pe banii pe care îi munciți voi. Sau mi se pare că 3% dă firma și 40% vă ia vouă, da? Adică din prima când ți-ai luat salariu, da? Statul ți-a luat 40% din bani. Crezi că dacă mai pune aici o taxă de 1% pentru panouri sau ceva, 0,5%, 0,2%, nu știu, mai e vreo problemă? Adică cu asta e tu problemă că ți-a pus taxă pe panouri când îți ia 40% taxă când muncești, pe ceea ce muncești? Asta vedeți, că oamenii sunt furie pentru niște chestii care nu le văd eu neapărat atât de panicate. Adică până la urmă, în casa mea,
Ei au, când, da, sunt cu casa în construcție. Se face o taxă pe valoarea casei. Da, o alează un evaluator, spune casa asta 150.000 de euro, 150.000 de euro împărțit la nu știu cât, 6% sau nu știu cât este taxa așa. Dacă vor fi și panouri pe ea, mai punem 10.000 de euro panouri, în loc de 150.000 de euro casa, e 160.000 de euro casa și la fel se impozitează și asta este. Nu e o sumă atât de mare care să zică, mamă, mă să... Da, adică banii ți-i scoți oricum din panourile fotovoltaice. Oricum ți-i scoți din economia pe care faci la curent electric. Dar oamenii, am văzut, sunt foarte revoltați, foarte supărați. Vă las să citiți articolele, le găsiți oricum pe net. Sunt mult mai multe, că au apărut tot ziua astea, tot apărut în presă. V-am zis, ba precizează că nu-i vorba despre aia, despre aia, oricum, presupun că acum e până în 30 de kW, până e până în 20 de kW, până în 10 kW, până toată lumea și tot așa, adică cam așa se întâmplă lucrurile. E o directivă de la Uniunea Europeană, sunt lucruri, nu știu dacă sunt bune sau rele, adică nu pot să zic, așa sunt, oricum nu pot să le schimb. Adică iarăși o chestie de mentalitate și care mă fascinează. Dacă stai pe nu știu ce chat-uri, pe Facebook-uri, că pe grupurile de Facebook sunt cei mai virulenți, așa, și cei mai, nu știu cum să zic, supărați. Nu te ajută cu nimic. Faptul că înjuri tu pe guvernanți, pe cei de la Uniunea Europeană, pe cine vrei tu pe Facebook, sunt doar nervii tăi și supărarea ta. Restul, nu, ăia de la Uniunea Europeană nu se uită pe Facebook-ul tău ce ai scris tu acolo, stai liniștit. Adică nu rezolvi nimica, da? Caută să-ți concentrezi energia pe lucruri pe care le poți controla. Nu poți controla taxe la guvern. Iarăși mă întorc la episodul ăla cu de ce nu vreau eu să defin, mă țin aminte că spuneam că de ce nu vreau eu să fiu prosumator, că nu știu ce, și mi-au sărit foarte mulți în cap, pe acolo, în comentarii, unii mi-au făcut și episod special în care spune că mă înșel eu, că nu știu ce, și știu sigur, că nu mai țin minte acum exact ce am zis, dar știu exact sigur că am zis o chestie. Și anume că faptul că cred eu că până la final de an se mai schimbă vreo 2-3 ori legea asta cu prosumatorul. Și uite, ați văzut că s-a schimbat din 1-1 la 1, că atunci era toată lumea încântată că ne dă curent 1 la 1 și a venit iarna și acum toată lumea jură că nu prea e 1 la 1, că nu prea e nu știu cum, că nu prea le dă curentul, că nu prea le dă banii, că nu știu ce, așa mai departe, nu la toți. Așa, dar sunt probleme, dar sunt continuare probleme. Acum vin și taxele astea peste pe cap prosumatorului. Mai vine și legea aia care ne obligă să punem contoare smart, care are și mi se pare, într-un punct de vedere, nu te pune de vedere, mi se pare normal, adică mie mi se pare normal să am un contoar smart la poartă, nu știu de ce mi se pare oamenilor normal, mi se pare normal să înlocuiesc contoarul la vechi în apartament cu unul mai deștept, așa, să pot să-l controlez la distanță, să pot să-l opresc de eventual, ar fi și mai șmecherie, adică, ok, am plecat de acasă, am uitat curentul pornit și am plecat în vacanță, nu știu, intru pe telefon și dau și opresc consumatorii din casă, adică opresc contoarul mai departe, da, așa mai departe. Iarăși mi se pare normal chestia asta pentru că eu vreau multă vreme, eu n-am știut cum e treaba asta cu curentul electric. Și mi-am pus plictării cu inducție de 7 kW, mi-am pus cuptor cu așa, au trăit siguranțele, m-am dus la, nu era Leroy Merlin atunci așa, erau practică. Și am zis, dom'le, cele mai mari siguranțe care le găsesc pe piață, erau de alea rotunde. Și erau de 20 de amperi, că dacă găseam de 60 de amperi de alea rotunde, cred că de alea luam. N-aveam nicio problemă, n-aveam nicio grație, că dacă se potriveau acolo, așa. Bineînțeles că la un moment dat, recunosc aici pe video, a sărit siguranța tot, nu la tot blocul, pentru că sunt fiind trifazic, sunt 6 apartamente pe faza mea, 6 apartamente pe altă fază și 5 apartamente cu casa scării pe o altă fază, da? Sunt 20 de apartamente, deci 21, nu, de 7, nu, 6, 6 și 7, 7 și 6 plus 1, de fapt, da? Așa. La un moment dat s-a ars siguranța de jos. M-am dus cu un electrician acolo să văd ce s-a întâmplat. Culmea e că dintre tot trifazicul ăla, doar faza mea avea siguranță. Fazele alte două faze la apartamente nu aveau siguranțe. Așa mai departe. Nu mai zic că siguranța mea, am ars-o și pe aia de la apartamentul meu, de jos, din... așa. Dar m-am zis, am zis, și la un moment dat s-ar siguranță la jumătate de bloc, să zic așa. Sau au treime din bloc. Așa. Nu e ok. Când am început să învăț despre tot ce înseamnă consumul și alea, și mi-am dat seama că eu am 6,5 kW, pe apartament, contractul meu, și eu dacă dau drumul la plită și la alea sar de 10-11 kW, am început să fiu mai prevăzător. Zic, mamă, bine că n-a luat foc până acum, de atâția ani de zile, bine că n-a luat foc, că am folosit cu inconștiență. Și atunci mi se pare foarte normal să ai un contor inteligent, când vede că te duci la 8 kW acolo cu consumul, să sară, să nu lase firele să topească, adică să oprească el consumul. Băi, nene, vezi că tu consumi prea mult. Nu știu ce faci acolo, dar faci ceva în neregulă, da? Așa, la mine sărea un cuptorul, plita cu inducție și mașina spălat. Când mergeau astea toate trei,
Dacă mergeam drumul și la televizor, avea un plasma să le treci de vați, era capac, cum este bombarda după colivă. Sărea siguranța, da? Și la un moment dat a sărit de două, trei ori siguranța, la un moment dat a sărit siguranța de jos. M-am zis, la un moment dat a sărit siguranța din tot jumătate de bloc, da? Așa. Deci, asta făceam în inconștiență, pentru că habar n-aveam ce trebuie cu kilowatts cu alea. E curent, trebuie să meargă ceva de genul ăsta. Ați văzut, nu știu dacă veți la comentariile cu gosmea firelor. Așa. Cam așa eram și eu. Păi dacă merge, trebuie să meargă. Așa. Și atunci mi se pare că e un pas de evoluție cu controlul ăsta inteligent. Iar și controlul ăsta inteligent, mai văd o chestie la el foarte tare. Faptul că îți poți schimba contractul de la un furnizor la altul foarte ușor, exact cum e portarea la telefonia mobilă, și la fel de bine poți să închizi sau să deschizi contractul. Dacă vreau să plec o săptămână de acasă, eu ar trebui să pot să închid contractul, să zic, bă, nu mai am nevoie de contract două luni de zile, că nu mai lucrez nimeni acolo. Și să opresc curentul. Și să nu mai vină aia să scoată siguranța, să poți să fii tu să o pui la loc. Ai un control inteligent, uite la centrală, pac, a oprit. Să fie practic contorul ca un abonament. Închiriezi apartamentul, se duce respectivul cu chiriaș cu cutau de proprietate, a plătit, i s-a activat contorul și așa mai departe. Adică sunt pasionat de tehnologie și mi se pare normal să fim în pas cu tehnologia. Adică mi se pare niște schimbări în bine toate chestiile astea. Mă rog, am zis, impozitele sunt problema al impozitelor sau a taxelor, nu este că ne ia impozite și ce fac ei mai departe cu banii. Cred că aici trebuie să lucrăm foarte mult pe conștientizăm ca să facă cu banii aia pe care oricum îi dăm ce trebuie cu ei și nu se mai bage de la ei în buzunar, da? Bun, cam asta a fost episodul de astăzi. Am luat o dată pe aici articolele, le-am citit și eu așa fugar. Știam că oricum se impune niște taxe, că vor, că știu și UE că tot împing lucrurile dintr-o direcție sau alta, dar am zis, eu iau așa, de cum nu pot controla chestia asta și atunci treacă vine, eu îmi văd de ce pot să fac eu, da? Adică eu mai bine mă consumez decât să mă consum, să-mi consum energia, ce fac ăștia cu taxe și ce taxe îmi pun, mai bine îmi consum energia să mai produc niște bani, să mai cumpăr încă 10 panouri. Și mai cumpăr încă 10 panouri și cu toate taxele alea care le vor lua ei, tot ies în profit, da? Așa. Ăsta a fost episodul de astăzi, sper că ți-a plăcut, nu uita că în colțuri apare episoade mai vechi, sper să-ți placă și alea, nu uita să dai share, like și subscribe, și îți mulțumesc încă o dată că m-ai urmărit.